Scandal și focuri de armă aseară într-o comună din județul Galați. O femeie a anunțat la 112 că vecina ei este amenințată cu cuțitul chiar de socrul acesteia. Vă avertizăm că urmează informații cu impact emoțional. Polițiștii ajunși la fața locului au fost și ei amenințați de bărbatul de 78 de ani care ieșise în curte cu un cuțit în mână. Agresorul care consumase alcool a fost stomat să se liniștească, iar polițiștii au folosit și un spray lacrimogen în încercarea de a-l calma. Când bărbatul a încercat să-l lovească cu cuțitul pe unul dintre polițiști, colegul acestuia a tras 6 focuri în direcția lui, la picioare, pentru că nu ar fi avut timp să-l someze în plan vertical. Bărbatul a fost rănit la picior, a căzut la pământ, iar polițiștii i-au luat cuțitul și l-au imobilizat. A fost dus apoi la spital. Iar un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare și uz de armă a fost deschis.